Deci 1 milion de specii, în momentul actual, sunt gata să dispară din cauza poluării. Acolo spune că 80% din ocean este deja acoperit cu plastice. Iar dacă mă uit un pic pe Google, am descoperit că nu e un cifră corect, de fapt sunt 88% poluate. Dar în momentul ăsta de depășit cea mai mare criză pe care a avut-o vreodată umanitatea, Pământul a mai avut astfel de crize când au picat meteorit gigant, dar e similară ca intensitate și mărime. Suntem într-o situație absolut absurdă, pentru că aparent, nu avem ce face. Avem ce face. Aici nu vă povestesc prea multe despre mine, dar eu sunt specialist în modelare matematică. Aici vedem modelul de prezent și de viitor, care este numai detaliat, dar îl prezint foarte sistematic. Și ne uităm unde anume este necesară inventica. Dacă educația și cercetarea fundamentală ecosistemică e necesară în 12 puncte, inventica este necesară în 10 puncte de față, aici este percepută. La istoria umanității nu ne uităm și avem foarte multe probleme cu oamenii, culturile, avem războaie, avem multe, foarte multe probleme. Dar ne uităm la inventică. În clipa de față suntem atenți pe programarea IT evolutivă sistemică. Facem roboți industriali, facem nanotehnologii. Suntem atenți la resursele secundare. Să nu mai distrugem resursele primare. Suntem atenți la dezvoltarea industriei de consum sustenabil. Din cauza asta am început să producem alte invenții care nu sunt chiar foarte grozave. Adică alimente modificate genetic. Suntem atenți la dezvoltarea ecologică a producției de piață. Bun, dezvoltarea ecologică e un concept nou care să zic, se lucrează la el, se creează tehnologii în direcția asta. Ne interesează cererea și oferta produselor industriale destinate piețelor sustenabile. Aici avem foarte multe inventuri aplicate. Ne interesează dezvoltarea de inteligențe artificiale. Iar foarte multe inventuri aplicate. Ne interesează dezvoltarea logicilor experimentale și automatizarea proceselor. În 10-20 de ani maxim, nu vor mai avea locuri de muncă pentru oameni, vor avea pentru roboți industriali și pentru tehnologii, nanotehnologii. Ne interesează dezvoltarea tehnică de cercetare teoretică sau aplicată. Ne interesează analiza și luarea de decizii în urma examinării și promovării prin sisteme expert. Deci oamenii vor ieși din decizii, vor lucra sistemele expert. În clipa de față, de exemplu, tranzacțiile bancare nu mai sunt făcute de oameni, sunt făcute de sisteme externe. Ne interesează eficiența transportului și dezvoltarea tehnologiilor cu tip de glamentul. Asta foarte puțin. Eficiența transporturilor, da, dar dezvoltarea tehnologiilor cu tip de glamentul, nu. În tablou general, nu stăm prea bine. Și să vedem, de pildă, unde ne interesează dezvoltarea inteligenței artificiale. Ne interesează că ne batem capul cu evoluția gândirii logice, elaborarea de strategii și cu dezvoltarea afacerilor sustenabile. Deci, nu mai gândim până la afacerile sustenabile, vrem să dezvoltăm inteligența artificială. Suntem foarte tare marcați de bani și de tranzacțiile comerciale. Și se subordonează totul acestor tranzacții. Vedeți, tablonul este complex. Este extrem de vast. Eu am să-l trimit pe mail Rodicăi, ca să le poată pune la îndemână. Și vă spun asta pentru că aici sunteți inventatori, sunteți antreprenori. Și dânseți oameni care sunteți cu privirea viitor. Bun. La fiecare din astea, vedem ce se poate întâmpla.
degenerarea comportamentală a oameni datorită mediului virtual și lipsei contactelor și cunoașterii mediului. Ce se poate întâmpla? Complexarea procedurală a menținerii echilibrului social și de mediu, ce nu mai lasă spațiu de experimentare și soluționare altfel. Vedeți, este complexă toată istoria. Nu este simplă. Până acum am avut parte de foarte puțină colaborare. Ca să punem o lume de picioare, trebuie să realizăm această structurare a rețelei profesioniștilor. Nu mai suntem la momentul și perioada în care inventam docul sticle de șampanie. Acum trebuie să scoatem la suprafață tehnologii care se întrec de ce am făcut până acum. Chiar în clipa asta, eu pun pe desktop și apoi trimit rodipei ca să vi lase la îndemână de câte ori va fi necesar. Aveți nevoie să-l priviți, îl poate printa. Eu vă doresc mult succes și gândiți-vă bine când evaluăm toată situația, pentru că fără o evaluare corectă, nu ajungem nicăieri bine. Toate eforturile făcute până acum, și pe finanțare, și pe multe altele, nu ajută. Regim de colaborare, nu putem singuri. Nimeni nu poate face singur. În clipa de față. Înainte să ne despărțim, domnul profesor, vreau să precizez pentru cei din sală că noi încercăm, dumneavoastră, domnul profesor lucrează în timp real la aceste modele, la modelarea aceasta și la aceste analize extraordinar de laborioase, la care eu am avut privilegiu să observ toată foarte puțin, în vârful icebergului. Dar vom încerca împreună și domnul profesor ne-a promis să ne ajute în acest sens ca această rețea să o gândim cumva ca ea să să se așeze pe principiile pe care dumnealui le-a așezat și pe toate aceste calcule pe care le face și rolul pe care le atribuie și scenarii pe care le descoperă. Le generează, de fapt, prin aceste modelare. Iar ca o prezentare, totuși, să știți cine sunt, nu le-am cunoscut până acum. Asta este imaginea mea pe net. Human Knowledge Research and Development Institute este fondat de PIA cu Nașupic. Iar rankingul este primul dintr-un miliard și jumătate de site. Deci sunt deștiți. Mulțumim mult, domnul profesor, pentru că ați acceptat să fiți alături de noi prin Skype. Știu că trebuie să fiți la facultate, da. Neapărat. Eu nu mai pot să stau mult și mă bucur că ne-am putut auzi măcar atât. Mulțumim foarte mult pentru generozitate. Cu mare plăcere. Și încă vreau să le fac un de final. Eu am colaborat cu domnul Gheorghe Bordeanu în Bacău. Este un om pe care îl cunosc de foarte multe vreme. Omul s-a făcut niște sacrificii colosale, o viață întreagă, ca să rezolve o problemă care e fundamentală. Ar fi extraordinar să aibă și ajutorul necesar ca să ducă la îndeplinire. Și și-a propus ca să rezolvă una dintre crizele fundamentale pe care nu face. Știu că mai sunt și alții. Peste tot în țară. Suntem puțini și fără o mână de ajutor nu putem să luptăm bine. Vă doresc succes și colaborare ce faceți. Rețeaua colaborativă este esențială. Bun. Cu succes. Da, mulțumesc, domnule.